Turneul de calificare pentru campionatul mondial de handbal tineret a decurs în condiții bune la Pitești, astfel că Federația de Specialitate a ținut să mulțumească public printr-un comunicat de presă postat pe site-ul oficial. Federația Română de Handbal mulțumește tuturor celor implicați în organizarea turneului de calificare pentru campionatul mondial Under-21 de la Pitești. O parte din performanța extraordinară a băieților noștri se datorează tuturor celor din Argeș care ne-au dat o mână de ajutor. Mulțumim în mod special Consiliului Județean Argeș pentru condițiile oferite. Mulțumim Consiliului Local Pitești și Consiliului Local Mioveni pentru modul în care au ajutat desfășurarea în condiții excepționale a acestei competiții. Nu în ultimul rând, salutăm munca grea depusă de reprezentanții Asociației Județene de Handbal Argeș, pentru ca toate cele patru echipe să nu întâmpine niciun fel de probleme. Întreaga echipă națională și FRF transmite un gând special publicului din Pitești. Ați avut un comportament admirabil. Sala mereu plină, care ne-a susținut frenetic de-a lungul celor trei meciuri, a contribuit enorm la performanța noastră. A fost o onoare să jucăm într-o astfel de atmosferă. FRH transmite piteștenilor hotărârea de a susține organizarea și a altor partide ale naționalelor României în sala sporturilor locală. Sperăm să reușim pe viitor organizarea și a unor meciuri ale naționalei de seniori.